Concertul Scorpions, programat de hramul orașului la Chișinău, ar putea fi amânat, și asta din cauza că solistul trupei rock Klaus Meine a răcit, iar medicii au recomandat artistului să nu cânte timp de o săptămână. Trupa Scorpions a amânat din acest motiv concertul din capitala Greciei. Potrivit presei elene, membrii formației au fost obligați să-și anuleze și concertele preconizate în Bulgaria și Moldova. Pe site-ul oficial, doi dintre membrii Scorpions își cer scuze de la fani și promit că vor reveni pe scenă cât mai curând posibil, pentru a finaliza cu succes ultimul lor turneu mondial. Let's hope that Klaus is well soon. We are hoping for your understanding. Organizatorii concertului de la Chișinău au declarat în presă că evenimentul va avea loc și că nu sunt la curent cu posibila anulare sau amânare a acestuia.